Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum vedeți, am făcut dezastru la mine în birou. Astăzi o să desfacem două noi sobițe pe motorină, modelele noi 2025, care sunt beta, momentan nu sunt disponibile la vânzare, doar cel mic de 2 kW, astea de 8 încă nu sunt la vânzare, pentru că sunt niște versiuni care urmează să apară pentru 2025 și încă nu au ajuns pe depozitele din Europa. Sau dacă au ajuns doar la anumite magazine, dar nu și de vânzare pentru toată lumea. Eu, cum le fac reclamă și colaborez cu cei de la Vevor, mi-au trimis două bucățele să le fac un unboxing, un review, să le testăm, să vedem dacă apar ceva probleme, dacă sunt mai ok decât cele vechi. Bine, alea nu o să dispară, încă sunt și alea de vânzare, dar ca și idee, pe viitor vor apărea cele noi, care sunt un pic mai scumpe, dar sunt mai ok. De ce? Pentru că nu o să mai vină fără sursă de alimentare pentru 220, nu o să te mai chinui cu bateria auto în cazul în care vrei să-l pui într-o încăpere, într-un garaj, undeva, pana mea, undeva unde nu ai bateria auto. Merg pentru 24, 220 și au și senzor de monoxid de carbon. Aici avem și două surse de alimentare. Stați așa că avem hârtiuțele astea două. Două surse de alimentare despre care o să vorbim, pentru că foarte multă lume m-a întrebat, au cumpărat mulți acea sobiță, acea versiune, și foarte multe persoane m-au întrebat cum le alimentăm dacă nu avem baterie. Aici avem niște surse LED care scot 12 și 20 de amperi, care sunt cumpărate de la Spy Shop, este 40 de lei bucata. Dar în curând, când vor apărea asta, nu veți mai avea nevoie de surse, pentru că se va face direct la... Adică le veți putea băga direct în priză. O să facem și un live pe YouTube cu unboxing-ul la astea două, dar momentan haideți să vă arăt... Ce să vă arăt? Să vă arăt ce conține cutiile și după aceea le desfacem și vorbim despre ele. Nu știu dacă o să dau drumul, pentru că nu am motorină la vreunul în seara asta, dar ca și idee... Mamă, bă, da, așa greu să se face, mă. Adică am adus un cuțit din ăla, în așa. Bun. Pam. Pam. Opa. Ăsta e negru, frate. Ia uitați ce avem noi aici. Prima dată avem un adaptor. Mamă, ce fain arată ăsta. Hai să-l desfacem și pe celălalt, să desfacem și cealaltă cutiuță. Aici îl avem pe celălalt. Mamă, ce frumos îi. Și aici îl avem pe cel negru. Bun, hai că imediat dăm drumul și la un live pe TikTok și o să le desfacem să vedeți despre ce este vorba. Am reușit și le-am scos din pachetele acelea și cam așa arată modelele noi. Arată super, super mișto, super promițătoare față de cele vechi. Bine, nu au foarte multe chestii în plus, doar că mi se par mult mai ochiuțe. Uite, de exemplu, ăsta are mânere așa, așa arată în spate. Așa arată în față. Hai să vă explic de consum, că multe persoane mi-au scris, bă, dar consumă mult sau cât consumă și chestii din astea. Ei bine, uite, modelele noi au și ceva informații scrise pe ele. Ca și idee sunt așa, pentru parking heater camping. Și funcționează la 12-24-220, consum de 3 amperi pe oră și start, consumul de curent când pornește, are nevoie între 10 și 12 amperaj. Sunetul pe care îl face este de 75 de decibeli și temperatura pe care o scoate, nu știu care cum e, 370-240, dar nu știu care cum pe unde sunt. Saving oil, timing, fast heating, portabil, low noise. Deci astea nu mai fac gălăgie ca și alea. Au o pompă care nu se mai aude cum se aude pompa de la alea vechi. Astea vechi vin cu două fire, uitați așa. Pentru alimentare pe baterie sau pe un UPS sau orice sursă de alimentare, supply voltaj, scuze, de 12 și 15 amperi. Dar astea noi vin și cu opțiunea de a pune un încărcător, de a pune, uite ăsta pe ele. Stați așa să reușesc să-l scot de aici din spate. Nu mai pot să-l scot ăla, lăsați că vă arăt imediat. Nici nu mă mai chinui. Uitați, vine cu un încărcător din ăsta, așa, de 12, ăsta e de 13, că e de la ăla mic, și de 12 amperi. Deci îl băgați direct în priză.
Mai au așa, aplicații pe telefon pot fi pornite din telefon, setate din telefon, mai multe chestii să faci de pe telefon și senzori de monoxid de carbon. După cum vedem, toate au senzori de monoxid de carbon. Și astea la fel, toate vin cu aplicații. Și asta, și asta, și asta. Cred că modelele noi 2025 nu mai vin fără aplicație Bluetooth și toate vin cu senzori din ăștia. Telecomandă. Asta are patru găurele din astea, dar ce are asta înăuntru are și asta, doar că, na, asta mi se pare mai habar nu am. Merge să faci patru, să bagi în patru, habar nu am pentru ce ar avea patru din astea. În fine, sunt de 8 kW, rezervor de 5 litri de motorină, nu fac zgomot, ăsta e de 2 kW, cam așa arată cel de 2, ăsta e de 8, ăsta e de 8, văd că ăsta de 8 are și niște piciorușe pe aici. E din metal, metal, asta este ebonită, nu este plastic, pentru că am auzit câteva persoane care spuneau că este plastic. Nu este plastic, este ebonită, nu ia foc, nu se încălzește, nu se topește, adică se încălzește foarte puțin, dar se încălzește și nu emană căldură în interior, unde e rezervorul de motorină. Vă las link-uri în descriere dacă vreți să cumpărați. Momentan nu știu dacă o să fie disponibile astea pentru că sunt modele 2025 și eu le-am primit doar să le fac reclamă și să le testez să văd cum funcționează și chestii din astea. Lăsați-mi acolo comentarii pentru că în următorul videoclip cred că o să le testăm. O să le dăm drumul să vedem căldura pe care o dă pe aici. Dar o să am nevoie și de un pistol din acela de temperatură să vedem câtă temperatură dă aici și aici. Ăsta e de 2 kW am zis, 8, 8. Ăsta are mânere de plastic, ăsta are mânere de aluminiu, astea sunt modelele vechi, ăsta l-am deja de 3 ani. Toate vin cu aplicații, cu cărți, cu instrucțiuni. La fel e foarte important să citiți tot ce scrie aici înainte să-l folosiți, să citiți și în carte cum îl programați, cum îl faceți, cum îl montați. Ia uite mă, uite, au și chestii lipite pe aici prin carte. A, ăsta e de la, la negru. Asta e cartea de la asta. Asta e camera de ardere. Important este dacă îl puneți în casă, în priză, să nu aveți pierderi de curent, pentru că are o cameră de ardere, aici se încălzește foarte rău și se pot întâmpla următoarele. Vă dați seama că el are câteva sute de grade în interior, da? Dacă funcționează la maxim. Și dacă se oprește curentul, automat îi taie alimentarea, ventilatorul se oprește, nu mai răcește camera de ardere. Și sunt riscuri în felul următor. Să se ardă câte o garnitură, să se ardă, cum îi spune, bujia incandescentă, să deformeze camera de ardere, mai multe chestii. Cel mai bine este să aveți o sursă de backup de energie. Ori o baterie auto, ori un UPS, cum sunt la centrale, că sunt UPS-uri din alea de bagi și centrală, bagi și așa ceva. Eu asta aș recomanda. Ei spun că modelele astea, chiar dacă se ia curentul, nu se întâmplă nimic. Dar, na, sunt tot ceva chinezării și nu m-aș baza pe chestia asta. Bun, dacă vreți orice fel de informație despre ele, lăsați-mi un mesaj și vă răspund cu cea mai mare plăcere. Și în următorul videoclip, dacă ne strângem ceva oameni, o să le testăm. Poți să încălzești până la 80-90 de metri pătrați. Cu ele, un consum foarte, foarte, foarte mic de motorină, consum de, nu știu, ăsta are consum de... un litru și 700 de mililitri de motorină la 10 ore la maxim. La minim are consum de un litru la 10 ore. La fel și astea au consum de 140 de mililitri pe oră la minim și 400 de mililitri la maxim, dar sunt de 8 kW, nu de 2. Aia înseamnă că la 10 ore avem un consum de 4 litri de motorină la maxim. Ăsta consumă mai puțin, ăsta zice că consumă 2 litri 400. Dar, nu știu, o să vedem după ce le testăm. În fine, dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să dați pe butonul acela de subscribe, mă ajută foarte, foarte mult. Un like dacă v-a plăcut acest videoclip, un dislike dacă nu v-a plăcut. Și până data viitoare, v-am pupat, bye, bye!